Bună ziua, dragă, și bun găsit la întâlnirea cu propunerea. Tema pentru acasă, la sală. La sală, am. Așa. Geometrie, scuza? Da. Geometrie. Da. Punctul ABC și CBD sunt unghiuri adiacente. Deci, unghiurile A, B, C și C, C. B, C, B, mă trebuia să fie.
Am greșit. Păi... Deci, pentru A, B, C, uite, vezi, pentru A, B, C, pântu. Și pentru C, B, D, uratul ăsta, C, B, D, B, F. Hai să notăm B, F, asta. Că nu mai e. Nu, uite, C, B, D. E B, F. Eu sunt de atent, iată-mă. Deci, e mă dată. Nu, acolo, aia de sus nu are treabă. Nu are treabă, așa. B, M, I, C, B, D. Da. B, M, deci era bun. Era bun. Da. Bă, de bine. Da. Așa. B, F, pentru A, B, C. A, B, C. Deci, asta. Așa. B, F. Și B e pentru ce B, mă? Ce B, mă. Ce B, mă. Stai da. Și duci și-l dăm în două, așa. Da, da. Și ce e? E. E, zice, da? Da. Ce e? E. Și facem așa unghiul ăsta de astea. Da. Așa. Știm că M-B-E. Știi că măsura lui M-B-E este de două ori măsura lui A-B-F. A-B-F. Deci, măsura lui M-B-E. Da. Ăsta de aici. De trei ori măsura, e de două ori măsura lui A-B-F. A-B-F. Hai, notăm. Cu ce? X. X. Și asta e o doi ori Y. Adică în loc de M-B-E. A, notăm în doi ori. Așa, dacă nu stăm pe ăsta, deci dacă A-B-F notăm cu X. Da. Dacă nu stăm notăm cu X, de două ori X este asta. Nu așa bine? Deci, dacă stai X, aici este 2X, ca să nu mergem timp. Pentru că e M, B, E, M, B, E, e 2 ori X. Da. Da? Bun. Și de 3 ori, E, B, F, E, B, F, unde era numai pe E, B, F, E, B, F. Adică ăsta așa, să nu dăm cu E, ăsta așa. Da? Da. Deci, de trei ori E, F, plus unghiul A, B, C, A, B, C, așa, A, B, C, îmi dă 165 de grade. Deci, de trei ori, de trei ori E, așa, vede? Că i-am notat E, F, E, B, F, cu Y. Da, da. Așa. Și plus măsura la B, C. Adică plus măsura asta, Z. Să notăm cu Z ăsta. Da. Relația ar fi așa. De trei ori. Trei ori. Y. Da, de trei ori Y plus Z. E egal cu 165. E grade. Da, corect. Deci, de trei ori Y în grade, cu Z în grade, că am fost 65 grade. Da. Hai să mai insistăm încă o dată. Înainte de a arăta de treabă, trebuie să înțelegi bine ipoteza. Nu ai nicio șansă, da? Dacă nu înțelegi bine. Vă să zic că am avut unghiul ABC și CBD, două unghiuri adiacente. ABC și CBD. Și am dus B, M, bisectoarea unghiului D, B, E și o să o marchez asta așa. Deci, D, B, C. D, B, C. A lui C, B, D. C. C, B, D. B, D. Da, prima oară a fost M. A fost dus B, M, nu? Da. Adică, ce știi? Uite așa să fie asta. Ar fi cât astea. Da. Da. Eu, tu poți face cu
un singur dinunțiu, am făcut culoarea este ca să mă dumenesc mai bine. Bâfâle au fost duse pe sectarea unghiului CBA. CBA. Nu, ABC. ABC. A, B, C. Am așa, ABC, uite asta. Asta e de asta, da? Când am dus pe bâfâle. Și bâie au fost duse pe un bisectar al unui așa este. Deci unghiul ăsta, da? Ăsta și ăsta, da, concret. Adică, am să zic așa, 1, 1, da? 1, da. 1, 2 cu 2, da. Și 3 cu 3, din bisectoare. Da. Da? Deci avem 1 cu 1, 2 cu 2 și 3 cu 3. După care încep niște precizări. Avem că mâbâie, mâbâie este, mâbâie, da. E 2x, condiția în care noi l-am notat cu x pe f, b, a. Da. Deci f, b, a, am notat cu x. Da. Dar și pe genul său, tot x este. Că 3 cu 3, nu? F, B, A. Sau A, B, F, A, B, F. Sau F, B, A. N-am mutat noi cu X ăsta, 3. Da? Dar tot X este și aici. Da. Că doar ele sunt de aceeași măsură. X, este X ăsta. Și avem precizarea că M, B, E, e 2x. Măsura în bucurie e de 2, măsura în deci e 2x. Adică cine e 2x? M, B, E, 2x. Dar și vecinul său, tot 2x, e 2, 2. Uite, M, B, E, e 2x. Dar tot 2 este și ăsta. Deci tot 2x am și aici. O să mă dea Dumnezeu de 2x. Așa. Bun. De 3 ori e bf, nu, x, x așa, să vă mă departe, chiar că de ce să zic 3 ori x, 3 ori să mă bag chiar în interior să mă am o mea de confuzii. Aici 2, 2, lăsăm așa tot în interior. Și acum, hai să vedem ce am eu acolo. De 3 ori e bf, adică, adică 2x și 1x. Deci 3y, nu? Dar y-ul ăsta e compus dintr-un x și un x. Și încă un x, nu? Adică 2x. 2x. Deci de 3 ori y, deci de 3 ori 2x. Ba nu, y-ul e format din 2x și un x. Z-ul e format din 2x. Asta e, uite că tu ai dreptate. Că y-ul este ăsta așa, nu? Da, da. Y-ul este E, B, F. E, B, F, care înseamnă ce? 2X și 1X, da? Deci, hai să zicem ceva. De 3 ori înmulțit cu 2X și 1X, fac 3X. 3 ori 3X, nu? Da. 3 ori 3X. Așa. Plus Z-ul, care înseamnă ce Z-ul? 2X. 2X, exact. Plus 2X, da, 165. Egal. 3 ori 3, 9. 9x plus 2x egal 165 de grade. Grade, să zic, ăsta e măsura în grade. Da. 11. 11x egal 165 de grade. 165 de grade. De unde e x simplu? Egal 165 de grade. Merge o dată, da. 11, rămâne 5. Rămâne 1 și 5. Adică 15, nu? Da, da, 15. Merge deci, tot o dată. Am zis că 11. 11. Rămâne 5 și 5, da? 55. Da. Și acum 11. Acum merge de 5 ori, 5 ori, 55. Deci, e bine, da? E egal de 15. Deci, iată că am zis X. Egal cu 15 grade.
Cred că aici este momentul în care am o problemă de așa, zic eu. Și acum ni se cere ABC-ul. A, B, C. Adică 2X. A, B. Adică 0. Adică 0, sigur că da. Deci, măsura. Măsura lui A, B, C este 2X. Da. 2X grafic și cam 2 ori 15, da? Da. Și cam 3 ori. Deci, asta m-am răspuns. Da. Ce vede? C, B, D. E 4X. 4X, C, B, D, 4X... Și încă o dată 4X, cred eu. Da, pentru că sunt egale. 1, 1, vezi? Da, da. 1, 1. Da. Deci... 8X. 8X. Deci C, B, D, măsura C, B, D, egal cu 8. 8X. Da, și face 8 ori. CBD. Și iată că am făcut și CBD. A, B, M. A, B, M. Adică... A, B, M s-ar compune din... 2X. Până aici 2X, nu? Și 4X. Și încă în 4X, da. Deci da. 3 și 2, A, B, M. Măsura. Deci A, B, M. Egal cu 6x. Deci 4 și 2, 6 ori x. Adică 6 ori 15. 6 ori 15, 0 și 3. 6, 6 ori 1, 6 și cu 3, 9. 9 ori 1, 6. A, B, M. Și ce părere avem? B, M și B, D sunt opuse? B, A. B, A. Da, B, A și B, D. Și B, D, da? Deci, B, A și B, D. Nu le-am făcut mai ieri și nu să te opusi, că nu le-am luat de la început. Da. Eu dacă eram atentuit un pic aici, le luam la început opuse și confirmam, nu am dat nimic. Da. O să vedem dacă unghiul de toate adunate fac cât trebuie să facă. Păi, așa trebuie să facă 180. 180 de grade? Da. Adică de 2 ori 3 și de 2 ori 1 adunat trebuie să facă 180 de grade. Da, da. Dar, adică 2 de x și cu câți de... Cu 4 de x, 6 x. 4 și cu 2, 6. 4 și cu 4, 8. Că ăsta unul are 4 și ăla e tot 4 x. Hai să spunem că asta are 4, da. Tot 4 x. Da, 4x cu 2x, 6 și cu 2, 8. 8 și cu 2, 10. 10. Da. Da, 4, 2, și e perfect. Face... Ia să vedem. Deci, măsura. Măsura lui A, B, C, A, B, C, este egal cu 10 ori x, pentru 10 ori x, egal cu 10 ori 15. 10 ori. Adică 150. 150 de grade. Care ar fi ideea? Sunt în prelungire? Nu. Nu, dar trebuie să-i dea 180. Deci nu sunt în prelungire. Ați spus? Mi-a întrebat ce e părerea asta în prelungire? Răspunde, nu sunt în prelungire. Nu, sunt... Cine nu sunt? B, A și cu B, D. B, A și B, D. Nu sunt în prelungire. Deci nu sunt în prelungire. Iată că am făcut povestea. Vedem repede ce problemă am dat acolo. Da.
Da, da, să te uit. Nu e acolo. Ia să vedem. Ne-am stat-o. Ia, m-am stat. Ăla, hai să văd pe asta. Păi, ăla e albine. Așa l-ai tentat. Las mă să se vedeți acolo. Să stai doamna pe el și să vedem și doamna problemă. Deci aici a fost jocul care a fost. Să știm ce zanul secoarea. Hai să-l recunoaștem. Un desen făcut cât se poate de corect. Da, da. Și când a zis A, B, C, D, B, D. După ce bisectoarea asta, bisectoarea cealaltă și bisectoarea unui următor, deci da. A jumătate, a unul. Adică l-am dat și pe unul încă în două. Da. Și era o legătură că ăsta de aici e X, ăsta e 2X. Și de aici totul. Vezi, trebuie să facem desenul cât mai corect și să notăm acolo. Dacă poți să ai și culori, știi, ca să dați felate foarte bine. Da. Dacă nu facem prin două arce, trei arce, da. Când duce bisectoarea. Și le notăm spre interioră, arătăți ceva. Da, că să le curgăm. Da, sigur că da. Deci, toate acestea trebuie reținute că atunci când ești la lucrare, să știi să te descurci cu aia. Da. Deci, nu, chestiunea este cu bisectoare. S-a lucrat cu bisectoare, dar acum se vadă ce înseamnă unirea decente. Cam asta a fost obiectivul autorului, a fost de exercițiu, în asta. Asta a fost. Așa. Și să vedem. Pe dreapta, AB se consideră punctul O. Se consideră punctul O și punctele CD. O aparține de AB. Deci asta se consideră punctul O. Da. Și punctele C și D de aceeași parte a dreptei. C și D de aceeași parte a dreptei AB. Da, a dreptei de aceeași parte a dreptei AME. Bun. Da. Dacă măsura lui AOC egal cu 40 de grade. Măsura lui AOC egal cu 40 de grade. Și măsura lui DOC. Și măsura lui DOC. Este egal cu 4 ori măsura lui BOD. Măsura lui BOD. Calculat. Acum, asta e poate să-i concluzie. Calculat măsura lui BOD. Măsura lui BOC. Și măsura lui DOC. Și măsura lui? DOC. DOC. E la ce? Deci BOC și DOC, cine sunt? Cum procedăm? Facem figură, nu? Da, da. Deci luăm o dreaptă. Dreapta de zicea lucru. E două puncte distincte, trebuie să sate și numai mai. Pe dreapta mea vom un punct O. La întrebare. Un punct O. Da. Pe dreapta. Iar C și D sunt de aceeași parte a dreptei. Adică... adică... Aici. Nu aici e C și aici e D. Zice C și D de aceeași parte. Ori în partea de sus, ori în partea de jos. Uh-huh. Dar asta înseamnă de aceeași parte. Pentru că în dreapta, planul a fost împărțit în două regiuni. O zonă într-o parte și asta într-o parte.
tabla a fost împărțită, eu prin dreapta înțeleg așa, la neamintat, da? Și este împărțită în două, partea de jos și partea de sus. Iar zice că C și D de aceeași parte. Da. Adică nu C-ul aici și D-ul sus, ci în aceeași zonă. Da. În aceeași zonă. Da, mi mai spune că D-ul C, adică D, O, C, nu, A, O, C mai întâi. A, O, C de 40 de grade. Deci A, O, C, adică să luăm noi de aici, de la 40 de grade, cam atât o să fie, hai să zicem. Deci A, O, C, 40 de grade. Acum, D, O, C, D, O, C, să fie de 4 ori B, O, D. B, O, D. B, O, D. Adică dacă luăm așa, să zicem. Da. E ca și cum am împărțit unghiul ăsta când e părți, în 5 părți. O parte rămâne în B, O, D și rămâne aici 4 părți. Da. Nu? Așa de zice. 4, da. Cam așa înțeleg eu. Da. Da. Deci am împărțit și rămâne aici 4 orice. Deci, aici e la sfântul. Da. Adică, vector care mi-a rămas, cât de câte grade mi-a rămas unghiul ăsta? Mi-a rămas, dacă este 40 de grade. De aici, 4. Nu, hai să ne gândim așa. Tot a, 180. 180, de repede 40 ăsta. Credeam. Da, așa, 140, 180 de grade. Da. Deci ăsta a rămas în 180, așa. Da. 140 de grade, da? Da. Ei, și câte părți am împărțit? Una, două, trei, patru, cinci. Și am împărțit 140 în 5. Da. Și vedem că este o singură parte. 140. Da, 5 merge 2 ori, merge 10, 40, de 8 ori, 40, de 28. 28 e B, O, D. Deci B, O, D e 28 de grade, da? Da. Și atunci înseamnă că și... Îl știu și pe ăsta. Da. Care din 4? 28 ori 4. 4. Și știm tot. Da. Dar cine cer din acest autor? B, O, D l-am aflat. B, O, D l-am aflat. Și D, O, C. D, O, C. Îl știm acum. D, O, C va fi de câte ori? De 4 ori vine 28, nu? Da. Sau de 180, vine și pe 40 și pe 28. Da. Da? Și așa face. Deci, măsura lui D, O, C este cam 120 de grade minus 40 și minus 28 de grade. Care înseamnă, de 140 de grade, 28? 112 grade. Da? 112 grade. Da. 110, 212 grade. Și pe asta am terminat problema. Da. Nu am avut grade dificultate mari. Da, nu. Poți la îndepărat. Ce trebuie să știi ce înseamnă de aceeași parte? Da, hai să spălăm. Înțeleg, da? Da. De aceeași parte a dreptei. Eu prima oară mă gândeam să facem așa, dar... Am înțeles că trebuia de aceeași parte. Am două. Ori făceam așa, asta de sus, ori de sus. Da. Asta e. Ia să vedem. Acum, hai să ne ducem la testa cea de intență. Da. Variantă, variantă de intență, da? Da. E foarte ușor. Da? Votată vouă, așa ca variantă, sau...? Asta e din carte. A, din carte. Știi ce-ți propun? Uite-te pe el. Și ce crezi tu că e simplu? Păi și... Sau... Hai să scrim totuși variantă... pentru... test. Variantă pentru test. Rezultatul calculului 14 minus 4 împărțit la 2 este egal cu 14 minus 4 împărțit totul de împărțit. Poți să nu Nu, fără paranteză.
fără paranteză? Dacă spunea paranteză, era 10 împărțit la 2, 5. 2 plus paranteză. Nu. Bun, mergem mai departe. 2 divizori ai numărului 20 sunt. Noi vedem pe toți. Da. Divizorile 20 sunt. 1 și 20. Da. Și improprii. Da. Mai bun. 2, 10, 4 și 5. Și atât. 2, 10, 4 și 5. Corect. Da. Alții nu mai sunt, nu? Nu. Nu. Și 2 din ei? Proprii, nu improprii. Da, da. Care ar fi 2 din ei proprii? 2 din ei proprii, 4 și 5. 4 și 5. 2, a zis autorul, mai departe. Ne-am pus pe toți. Mai departe. 2 unghiuri complementare au măsura unghiurilor egală cu 90 de grade. Așa. Deci, dacă zicem A, B, A, B, C și deci A, hai să zic așa ca să vedem exact cum gândim A, B, C și C, B, D, D, da? A, B, C și C, B, D, adiacente, complementare, complementare, adică cum spui repede, că suma tot egală 100 de grade. De da. Rezultă că măsura de așa de spus, nu? A, B, C. Da. Plus măsura lui C, B, D. Egal cu 90 de grade. Mai departe. Cel mai mare număr de format 2, 3, X divizibil cu 3 este. Da. Deci numărul 2, 3, X cu 4. Da. Divizibil cu 3, cel mai mare. Ca să fie divizibil cu 3, trebuie ca suma cifrelor să se împartă egal la 3. Și atunci... Deci divizibil la 3 dacă și numai dacă, de dată. Dacă și numai dacă 2 plus 3 plus X. Egal cu multiplul de... Egal cu multiplul de 3. Exact. Echivalent cu 5 plus X. 5 plus X. Egal cu multiplul de 3. Adică, ce X poți să spun ca să fie primul multiplu? 1. Deci, o dată, X egal cu 1. Și atunci e 6. Dar sunt divide, da? Da. Adică rezultă că numărul 2, 3, 1, se divide la? 3. X egal cu 1 cu? 4. Și numărul care se formează este 2, 3, 4. Se divide și el la? Apoi X egal cu? X egal cu? 7. 7, da. Și atunci? 2, 3, 3 7, 7. Se divide la? 3. Și? De acum depășește. Depășește. Asta. Și cel mai mare dintre ele este? 2, 3, 7. Da. 2, 3, 7. E cel mai mare. Într-o perioadă de timp am măsurat și apoi am calculat temperatura medie zilnică. Rezultatele sunt prezente în graficul de mai jos. Aici. Așa, ia să vedem. Deci zice că într-o perioadă de timp mai am măsurat și apoi am calculat temperatura medie zilnică. Rezultatele sunt trecute așa. Într-o diagramă. Așa, da? Da. Aici, pe verticală, numărul zilelor. Da. 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3, 4. Și gradele sunt, iată, odată de aici până aici, 10 grade. Da? Deci 10 grade aici.
De aici până aici, 15 grade. Adică, vorbim 18 grade și 20 de grade. Ce vreau să spun? Prima aici, mă duc în, până la întâlnirea cu doi, cam așa am șurat. După aceea, 15 grade, mă duc până la 4. Da? Cam așa vreau. La 18, da. Hai, te rog frumos, că nu se repete fracțiile.
Deci trebuie să începem, pur și simplu, să lucrească. Zice că am făcut odată. Deci calculați media alimentică a numerelor. A mic egal cu 2 la A 3 plus 2 supra 3 plus 15 pe 9. Iar V-ul este 0,5 plus 5 împărțit la 3. Și calculăm. Zice media alimentică. Calculăm mai întâi. Hai să vedem ce facem. Păi 2 la 3 face cât? Calculăm cât este A. 8, 2, 10 supra 3 plus 15 supra 3. Nu-mi place 15 pe 9, nu-mi place niciodată că văd o fracție reductibilă, ci o simplific. Prin că s-a simplificat așa asta? Prin 5? Nu, prin 3. Că se împarte și mă dă și nu-mi dorm în face. Dar asta înseamnă să facem reductibilă. Să facem ireductibilă. Deci prin 3. Și ce devine ea? Prin 3 și devine 5 supra 3. Egal cu? O 15. Sigur că dau aceeași numitor, nu este în 15. Da? Pe aici am numitor. 15 supra 3 și care face? 5. 5, sigur că da. Și de desubt? Care se scrie ca fiind? Care se scrie ca 5 supra 9. 10. 5 supra 10. Că nu e periodic. Da? De 0,5 înseamnă 5 supra 10. Da? 5 supra 10 plus 5 împărțit la 2, care se mai scrie? Ca 5 pe 2. 5 pe 2. Da? Și e egal. Pe a doua oră mă țin cu... O secundă, dar mi-am poate simplifica asta printr-un cât? Printr-un 5. Da. Și face... Da, și face 1 supra 2. 1 pe 2 plus... 5 pe 2. 5 pe 2. Care dar nu puteam să facem să o înmulțim pe a doua cu 5? Puteam să înmulțim și puteam 25, dar lucrăm cu niște numere mari. Și totdeauna avem grijă când vedem o fracție să o facem ireductibil, adică simplificăm cât maxim posibil. Da. Deci facem de pe aici. 6 supra 2. Adică 6 supra 2, care face egal cu 3. Deci, iată, că B egal cu 3. Deci am un 5 și B egal cu 3. Și atunci suntem în situația de a face cel lucru. Deci am găsit pe A și pe B. Și noi le rămâne să facem media aritmetică. Media aritmetică. Media aritmetică, adică 5 plus 3 împărțit la 2, adică 8 împărțit la 2, 4. Așa, e la 4. E altă supra, că asta înseamnă împărțire. E, fracția asta se mișcă. Da. Da? Și tu, cum ai scris, era încă o dată de gri. Da. Deci ori în mod așa, ori cum am făcut eu acum. Acum, să știi că aici, puteam să mergem și fără 10 mari. Adică, de pe aș fi zis egal cu 0,5 plus 5 împărțit la 2, cât înseamnă? 5 împărțit la 2. Păi, 2,4, 2,10. 5. Vine 2,5. Când facem împărțirea, 5 împărțit la 2, să ne amintim. Bine așa. 2 în 5 merge 2 ori, 0, 2, 4 și iese 1. Da. Nu m-am ce pobore, am ajuns la capăt, pun virgulă la... Punem 0. Da, și 2 în 10 de 5 ori. Și vine 0,5 plus 2,5. Care face 0,5 cu 2,5? 3. 3. Da? 3 și este exact 3. Ori mă duceam cu fracții să lucrez, ori lucrăm cu numele 10 mari. Da. Fiindcă am văzut aici 10 lucruri, știi ce trebuie să fac eu acum?
să mă ocup să facem lucrurile așa și să se practicăm. Că nu avem voie să avem dificultăți. Deci, hai să zicem că ți-l dau de formă. 2,7 împărțit la 3, da? Plus 1,3 și 3 pătrâni, minus o 2, egal. Transformăm pe 2,7 în fracție. Da, în fracție ordinară, în urmare, egal cu? Egal cu 27 minus... Supra, 27, supra? Supra 10. 10, neapărat. Da? Supra e sigur 10 mai mutată la dreapta. Și supra 1 urma de singură, se rog că e mutată peste o singură cifră. Deci 27 supra 10 împărțit la 3 plus... Plus 1 ori 4, 4, plus 2, 7 pe 4. 7 pe 4. Minus 1 pe 2. Da, și e dat mai parte cu... Acum, pe 27 împărțim la 3. De 27 pe 10. Și o puteți și 3 pe 1 aici, dacă vrei. Da? Și cum se împart două fracții? A, prima cu a doua inversată. Deci egal cu 27 supra 10. Ori 1 pe 3. Da. Plus? Pe 7 pe 4 nu putem să... A, nu, pe a doua. Așa, ce să zice? Sau înmulțim cu 2. Așa, deci am făcut pe a doua cu 2. Atunci vine plus, vine fracție. Plus 7, minus 2, 5 pe 2. Deci 5 pe cât? 2. Pe 4, 4. Pe 4. Deci de data ai spus 5 pe 4. Și egal mai departe cu? Egal mai departe cu? Acum 27 cu 3 și rămâne 9. Da. Și egal cu 9 pe 10. Egal 9 pe 10. Plus? Plus 5 pe 4. Exact. Și egal cu? Egal cu? Acum... A, pe prima o înmulțim cu 4 și pe a doua cu 10. Să vedem ce numitor comun avem aici. Tu ai zis 40, când ai zis 10 și 4, 40. Dar este mult mai mic, un multiplu mai mic, cel mai mic multiplu, care se împarte și la 10 și la 4. E 20. Nu 40. 40 e cam mare. Uite, când noi facem pe 10 și le scompunem 10, e cam 5. Iar 4 egal cu 2 la 2. Și la cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun este cât aici, uite-te tu, la cele două. Egal cu 2 la 2. Da, face 2 la 2. Ori 5. Exact, 2 la 2. 4 ori 5, 20. 4 ori 5. Egal cu 20. Într-adevăr, 20 este numitorul comun. Și atunci, în condițiile astea? Pe prima o înmulțim cu 2 și pe a doua cu 5. Așa. Iată că am reușit, așa cum spui, funcții pe prima cu 2. Asta cu 5. Face? 13 plus 20 face 43 supra 20. 43 supra 20. Mai se simplificatele? 43 de 20? 9.
41 lei și atunci iată că ne oprim aici. Bun. Cât e ceasul? 15 minute. Hai să mai vedem încă unul. Deci A, B-ul egal cu 2,13 împărțit la 10 plus 22 împărțit la 7 minus 1 egal minus o doimă egal. Păi, de 2,13 scriem ca 100. Adică, nu 100, ce? 213 pe 100. Da, 213. Așa e văzut, spui, da? 213 supra 100. 213 supra 100. Și dacă era, de exemplu, 22,13, atunci... Cât ar fost? Dacă ar fost 20? 22,13, atunci era 1100, nu? De ce eu zice 1100? Că nu înțeleg. Deci dacă ar fost... 22,13. Și vrei să transpui fracție? E 2213. Supra 1100. Supra 100. Plus 20 mai. Am mutat de până la dreapta, trebuie să 20 mai. Da? Deci nu te face confuzii cu nefecăreri și simpli sau mixte. Da. Deci la acelea o altă poveste. Aici este cum să muncești cu 10, 100 și 1000, cum se împarte. Și noi, în clipa în care am dus la dreapta, îi spunem să și împărțim, practic. Ca așa, vin la o subînțelegem aici acum și când am împărțit, vine la stânga aici, da? Aș fi putut să scriu direct o dată aici. Deci dacă se-am împărțit cu 10, vine adicula la dreapta, dacă am să împărțit la 10, trebuia să scriu, uite, 2,13. Împărțit cu 10, ar fi făcut, virgula și la dreapta de împărțit. Deci vine 21,3. Da? 21,3. Dacă luăm de 2,13 și mulțim cu 100, virgula va sări după 25. Deci, sunt 20. Deci va face 213. Dacă luăm 2,13 și îl mulțim cu 1000, va trebui să ducă peste 3 cifre. Da, adică 213,0. Nu. 2130. 2130. Că ea sare și noi mai putem mai pus un 0. Ea aici a fost așa. Da. Deci de 1000 de ori pe 2, fac 2000. Da? De 2 ori pe 2,13 fac 2130. Asta se înțește cu 1000. Când se mulțește cu 1000. Când se împarte, virgula ia la stânga. Virgula are 2,13 împărțit la 10. Egal cu? Egal cu 213. Da, nu se poate 213. Când am mulțit cu 100, s-au făcut 213. Dar acum, virgula fuge în stânga. 0,213. 0,213. Dar dacă zic 2,13 împărțit la 100. Atunci 0,013. Da? Deci asta înseamnă să mulțim cu 10, 100, 1000. Să împărțim la 10, 100, 1000. Da? Bun. Hai să vedem sinteza. Să mai lucrăm aici. Dacă poți veni vineri, e foarte important să poți veni vineri. Mă anunț. Eu am pregătire vineri de la 3:30 la 4:30. Aha. Deci de nu la... poți să vei. Noi vineri am cât la cât încercam? La 4? Așa, la 4. La 4. Nu. Atunci... Vineri.
și jumătate și la 4 și jumătate da, față 5. Da, 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 da. Tu ai la 3 jumătate, la 4 jumătate. Și vedem ce program am, poate să văd dimineața. Da? Bine. Așa, dar ce am făcut acum, la ora asta, să vedem. Păi, am problemă cu vizătoare. Deci, unghiuri, unghiuri adiacente. Când apeși aici.